Conducerea Primăriei Municipiului Suceava a început campania de plantare de arbori în zona de agrement Tătăraș. Primarul Ion Lungu a menționat că în această toamnă vor fi plantați aproximativ 700 de puieți de arbori, 360 în zona de agrement, iar restul în alte zone ale orașului. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, împreună cu cei doi viceprimari, au demarat o acțiune de plantare de puieți de arbori în zona de agrement Tătăraș. Este vorba despre puieți de stejar, salcâm sau plop. Astăzi am venit cu plăcere împreună cu cei doi viceprimari, domnul viceprimar Așop și doamna viceprimar Munteanu Teodora, să plantăm aici, să participăm la plantarea 360 de copaci arbuși care vin puși la zona de agrement. Acești arbuși au fost dăruiți gratuit, o sponsorizare de la Direcția Silvică. În primul rând, suntem aici de stejar, de plopi, de salcâmi. Și sigur că în această, ne-am propus și primăvară, dar n-am putut din cauza coronavirusului. În această toamnă vom planta minim 700 de copaci de arbuști în municipiul Suceava. Ceea ce spuneam, aici avem 360 și în alte locuri din municipiu. Și de asemenea, arbori ornamentale la nivelul orașului, de această dată pe străzi, începând cu bulevardul principal de la intrarea în oraș dinspre Forficieni până în zona centrală, strada Universității, George Enescu, Mărășești, Burdujeni. Deci vom avea în acest an de plantat acești copaci ornamentali. Dorim ca orașul Suceava să fie cu adevărat un oraș verde. Noi spunem, suntem unul din puține orașe verzi din România pentru că avem o poluare redusă, dar ne dorim să plantăm cât mai mulți arbori. O acțiune la care am participat cu foarte mare plăcere. Să plantez copaci este o încântare. Vă mulțumesc! Suceava va fi un oraș verde în continuare pentru că, așa cum vedeți, se plantează foarte mulți copaci și vom avea grijă în perioada următoare și mai mult de mediul înconjurător.